Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt și m-am gândit astăzi, într-un mod absolut spontan, să vorbim un pic despre poziția culcat. Poziția culcat fiind una dintre cele mai importante poziții pe care eu le exersez în sistemul meu de dresaj. Culcat, culcat, bravo! Da. Culcat, culcat, bine, bravo! Așa, foarte bine! Foarte mulți dintre voi mi-au scris, m-au întrebat ce să fac atunci când câinele sare în diverse situații, către biciclete, către copii care se joacă, către mașini chiar, sau către oameni cu trotinete, și atunci m-am gândit să fac acest clip pentru voi. Să-l fac pentru voi ca să vedeți câteva momente din ședințele de dresaj prin care noi rezolvăm o asemenea situație. Veți vedea imagini interesante și totodată veți înțelege cum, de ce, cu argumente și cu logica din spatele acțiunii trebuie să procedăm ca să rezolvăm o asemenea situație. La ce mă refer? La faptul că prin intermediul poziției culcat și sub pretextul acesteia putem să îl învățăm pe câine un comportament alternativ și totodată prin această poziție de dresaj de companie să îi distragem atenția de la diversi stimuli din mediu, acolo unde lucrurile pot să scape de sub control. E vorba de distragere la care câinele devine reactiv, câinele începe să tragă în lesă și totodată să se condiționeze la întinderea în lesă ca însemnând starea aceea de iritare, de stres, de excitare nervoasă atunci când pe lângă noi trec niște copii, trec niște bicicliști, trec niște oameni care se agită și câinele nostru poate să se întindă în lesă, să latră la aceștia. Bineînțeles că pentru a putea să ne folosim de o asemenea poziție trebuie întâi să învățăm câinele să o execute. Dacă se ridică, nu-i spui nimic decât faci mișcarea aceasta. Citește, duci prea la distanță, du-o mai jos spre ea, spre ea, acolo, acolo ții. Ai dus prea la distanță, da? Încă o dată. Cobor mâna, coboară mai jos, acolo, exact acolo. Așa, îi dai să mănânce o bucățică, da? Îi dai pe drum să mănânce. O dată, de două ori. Așa, dar ții mâna jos, ca ea să fie cu capul a plecat când ea. Hai, da. Nu-i spui nimic, niciun hai. Îi dai, lasă să ronțe. Lasă să ronțe de acolo, exact. Următoarea, foarte bine. Și pui jos, foarte bine, pui jos. După aceea trebuie să învățăm câinele să accepte sugestia din lesă prin intermediul căreia îi cerem cumva și impunem, îi limităm opțiunile și apoi să o aleagă exact pe aceasta. Deci trebuie să parcurgem niște pași până să folosim efectiv această poziție, după care ne apucăm într-o situație cheie în care avem extraordinar de multă nevoie să ne folosim de această poziție, de ceea ce am învățat și noi și câinele în ședințele de dresaj. Oprești și pui piciorul pe lângă. Acum. Îi spui culcat. Culcat. Bine, așa. Culcat. Bravo. Excelent. Rămâi cu piciorul acolo și exact când trece copilul, tu pui recompensa la distanță. Culcat. Culcat. Exact așa. Culcat. Așa. Culcat. Nu-i culcat. Strânge-le sau mai mult. Culcat. Asta. Culcat. Da? Strânge-le sau mai mult. Culcat. Atât. Bravo. Ușor, ușor îți permiți să crești intensitatea sugestiei din lesă. Da? Culcat. Atâta timp cât ea știe ce bravo să facă. Și dacă crește intensitatea, ea știe să facă mișcarea respectivă. Culcat. Și tot odată. Culcat. Și tot odată, bravo, dincolo de faptul că știe ce să facă cu sugestia respectivă, liber. Creșterea intensității sugestiei din lesă va anula intensitatea. Pune piciorul pe lesă. Culcat. Culcat. Pune jos, acum. Bravo. Așa. Bravo. Dai. Bravo. Acum spune tu liber. Hai, liber. Caută, așa, bravo, bravo. Deci creșterea intensității sugestiei din lesă va anula intensitatea puternică a distragerii din mediu. Și asta înseamnă că dacă stimularea ta din lesă, pe care știe să o interpreteze și să
se conformeze adoptând comportamentul acesta alternativ, și anume culcatul, o va face să înțeleagă că acel stimul care cândva era puternic și o făcea să sară din pantofi, efectiv devine un stimul slab, deci demn de ignorat. Pune piciorul pe lăsă. Culcat. Așa, da? Aici te-am rugat de două ori. Strânge lăsatul picior, cum am vorbit, mai mult. Culcat. Și pune jos recompensa. Bravo. Excelent, excelent, foarte excelent. Îi pui jos, mai pune o dată jos acolo. Bine. Bravo. Foarte bine. Mai pui o dată recompensa jos. Acolo? Da. Bun, și simulează o fandare. Așa. Ai luat una, eu dai. Pentru bravo. Că pe următoarea o vei lăsa să o vâneze. Hai, spune-i liber. Liber. Așa, iar i-ai spus bravo, un pic înainte. N-aveți decât, în final, să lucrați cu câinii voștri acasă, să exersați această manieră de abordare și totodată, prin intermediul acestor repetiții, puțin câte puțin, să desensibilizați câinele la acești stimuli din mediu, stimuli care creează o stare de anxietate, o stare de nervozitate, o stare de iritare maximă în câinele pe care îl avem și apoi după aceea ne creează probleme. Deci evităm tulburările de comportament folosindu-ne de un tertip prin intermediul comenzii culcat unei poziții de dresaj din dresajul de companie. Anularea stimulilor aceștia din mediu poate fi cumva rezolvată și folosind un tertip bazat pe limitările din mediul real, pe folosirea decorurilor. Astfel că în această situație cu femela de schnauzer Alma am folosit limitarea pe care am exersat-o pentru comanda stai, și anume bordura. Fiind nevoită să se concentreze pe ceea ce cere stăpâna și pe felul în care trage de lesă ca să o pună în punctul în care trebuie să rămână, câinelui se distrage atenția de la ceea ce urmează să vină și astfel se rezolvă o situație în care câinele ar fi putut să se întindă în lesă să latre. Le veți vedea în imaginile care urmează. A fost o super distragere. Deci tot acest ansamblu de mișcări, toate tertipurile acestea, au menirea odată prin acțiunea mecanică din lesă zgardă să mai pune recompensă jos pe bordură. Bravo. Să o tempereze, pentru că ea devine ușor, trage înapoi, că nu e spus să... Așa. Ea devine ușor excitată, nervos de venirea copilor și e tentată să se întindă în lesă și să latre către ei, dar de fapt, tu când o tragi, îi distragi atenția prin tragere și dai misiunea de a se da dincolo de bordură, da, și să respecte limita aia, exact cum faci acum, ok? Să-ți vadă mișcarea, e foarte important. Așa, și spui să rămână. Stai. Și apoi, prin faptul că faci o mișcare cheie, ducând mâna prin fața ei, dă-i recompensă acum. Bravo. Punându-i așa, efectiv, te folosești tu, dă-o jos. No. Te folosești de... Bravo. Așa, și spui să rămână, stai. Stai. Da? Stai. Te folosești de corpul tău ca distragere vizuală și ești tu ca distragere versus acea distragere vizuală către ea și, către care ea și centrează atenția. Da, doar că eu ofer ceva. Și la capătul mișcării tale se întâmplă ceva palpabil, deci are toate motivele să se ducă pe mișcarea ta. Cât se concentrează pe mișcarea ta și cât își ia recompensa, sau dacă tu repeți mișcarea încă o dată, tot acest element de distragere din mediu către care ea și-ar fi îndreptat atenția, efectiv, se estompează ca intensitate și se duce mai departe. Ultima impresie în situația asta va fi că, că nu trebuia să mă agit, nu trebuia să rezolv situația agitându-mă, ci ultima ei impresie vis-a-vis de acest asemenea distragere este mâncarea de la capătul recompensei, de la capătul mișcării tale. Printre altele, inevitabil, dându-i recompensă și mâncând recompensa pe care, în mod, către sus, așa, în mod vădit și-o dorește, ea asociază și pozitiv această distragere. Deci în loc să se încarce cu ușor stres să se manifeste, da? Ea se calmează, vede distragerea și începe să-și mute atenția la tine. Ok? Ceea ce înseamnă
că această distragere din mediu, copiii care au trecut, devin trigger către atenție la tine și către o stare bună, anticipând recompensă. Are sens? Bravo, foarte bravo. Bun. Dă-i liber. Hai, liber. Excelent. Ei, pe-te mă, eu, uite-mă, fată deșteaptă, uite-mă, fată deșteaptă. Băi, ce-am deșteaptă, fată, băi, eu n-am văzut așa fată deșteaptă, să știi? Băi, eu n-am văzut. Deci eu n-am văzut așa fată deșteaptă. Și care să stea la gâdilați, și care să stea la mângâiați, și care să stea acum... Da, ești premieră. Da, sunt premiera vieții ei. Ia uite, mă, bravo, draga mea, bravo. Bravo, draga mea, bravo. Iar pe tine te-a recunoscut de la distanță. A început să mă recunoască, ai văzut? Da. În mașină nu, că i-am zis eu de mașină, nu, a sărit aia mică albă, ea nu, n-a știut, dar când te-ai dat jos din mașină, clar știa cine ești. Minunat. Da. Sunt Cătălin Cornea, rămâne să ne revedem chiar și cu un asemenea clip scurt, rapid, dar plin de informație și vă aștept acolo să dați subscribe și totodată să comentați dacă aveți vreo nelămurire. Eu voi răspunde la absolut toate comentariile, după cum ați și văzut mulți dintre voi, și ținem aproape ca să învățăm cât mai multe despre dresajul canin și să aflăm cât mai multe secrete. La revedere!